Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Nici nu vă imaginați ce bubuială urmează dacă Fed-ul taie rata dobânzii în septembrie. Însă, sunt niște lucruri de menționat. Degeaba urmează bubuială dacă noi nu suntem poziționați corespunzător în piață. Degeaba urmează bubuială dacă noi avem monede care nu sunt ce trebuie. Degeaba. Degeaba ai investit 100 de dolari sperând să devii milionar. Degeaba ai cumpărat Pepe, Amiba, Tronc și nu știu ce sperând să fii milionar. Din punctul meu de vedere, cu cât este mai predictibil ceea ce vrei să faci, cu atât șansele ca rezultatul să fie cel așteptat sunt acolo. Dacă ai, de exemplu, Bitcoin sau asset-uri pe care măcar le înțelegi, asset-uri care au avut cât de cât o performanță, asset-uri care au comunitate, asset-uri care au holders, oameni care le dețin, atunci sunt niște șanse. Din punctul meu de vedere, cam tot ce este acum pe CoinMarketCap top 100, exceptând ăsta, stablecoin-urile, USDT-ul, că l-au desfințat, USDC-ul, FUSD-ul și ce mai sunt pe acolo, da? Toate pot face 2X. Toate. Nu este neapărat pentru Bitcoin să facă 2X, nu este neapărat pentru Ethereum să facă 2X. Se pot întâmpla ca lucrurile să evolueze într-un fel neașteptat. Pe măsură ce momentul ăsta se apropie, știți că am început să cronometrez acum 2 zile, da? Hai să zic că mai sunt 58 de zile până vine ceva bubuială serioasă. Sau 68 dacă suntem super mega conservatori. Dar hai zic 58. Sunt foarte multe proiecte care vor avea randamente drăguțe, da? Ideea este următoarea. Ați încărcat suficient? Întrebarea este următoarea. V-ați setat targeturi realiste? Sunt niște întrebări la care trebuie să răspundem. Adică degeaba trăim doar cu speranța că poate într-o zi o să mă trezesc, dau refresh la portofel și sunt milionar. Acum și asta cu milioanele depinde foarte mult. V-ați calculat ce trebuie să se întâmple în piață ca acele milioane să se realizeze? V-ați pregătit ce faceți după? Care este strategia? Haideți să vă arăt cum arată bubuiala, ce se întâmplă după, ca să fiți măcar pregătiți. Hai să vă arăt ce așteptăm noi practic, ce așteaptă întreaga piață. Ăsta este scenariul 2021, da? În 18 iulie piața începea un recovery, da? După care avea un mini crash în septembrie. Scenariul actual este diferit, da? Avem o tentativă de recuperare în aprilie, ne crășuim în mai. Avem o tentativă de recuperare în iunie, ne crășuim în iulie. Încercăm să recuperăm pe final de iulie, început de august, ne crășuim. Bun. Asta este o zonă de tensiune, da? O zonă de acumulare în care balenele cumpără, retail-ul vinde și așa mai departe. Ce vreau eu să vă arăt este că în momentul în care piața ajunge sus la vârf, uite, de exemplu, cât i-a trebuit de aici până aici? Păi 111 zile, da? 111 zile. Însă, cât de repede se prăbușește piața când atinge vârful? Păi, în 74 de zile e deja minus 52. În 21 de zile scade aproape 40%, da? Deci, concluzia este următoarea. Când bubuiala vine, începe să decoleze piața. Cele mai des întâlnite greșeli pe care voi le faceți, da, ne aflu la consultanță, vorbesc cu oamenii fiecare zi. 1. Ieșiți din piață mai repede, crezând că poate urma o corecție. Piața face tot felul de scheme de zigzaguri, da? Încercați să recuperați. Piața cade. Vă speriați, vindeți. Se întâmplă tot felul de mașinațiuni pe care aveți risc de a pierde bani. Pentru cei care sunteți începători, pentru cei care nu sunteți trader, pentru cei care nu vreți să vă complicați viața, da? Vă puneți un target și puneți ordin de vânzare.
vă puneți alarmă. Da, e simplu, te duci pe TradingView și zici, bă, eu vreau să vând Bitcoin, nu știu, la, hai să zicem, o sumă, dar vreau să-l vând la 96.000. Dau click aici, add alert și pun așa, crossing up. Și dau create. Ați văzut? Simplu. I-am pus alarmă lui Bitcoin. Ăsta o să-mi țârâie, o să-mi sune, depinde cum aveți setat TradingView. Puteți să vă puneți alarmă pe Binance. Ca să știți să nu dormiți în ghete. Da. E cel mai simplu. Dacă nu ai experiență, dacă nu vrei să te complici, dacă ai luat acum cât a fost ieftin toată vara asta, ai niște asset-uri, ok. Așteaptă momentul în care piața ajunge în zona ta de target. Dacă ai Bitcoin și ți-ai pus targetul la 500.000, s-ar putea să nu-ți sune alarma aia în următorii 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, nu se știe. S-ar putea să nu-ți sune niciodată. Dacă ți-ai pus alarma la 80.000, s-ar putea să te superi, să vezi piața că trece peste alarma ta și o să zici, bă, dar chiar așa. Ideea este că de voi depinde să vă setați targeturile. Eu sau alți colegi locali sau internaționali care vorbesc despre cripto, nu pot să vă zic că vouă, băi, puneți alarma la nu știu cât. Vă puneți la cât vreți voi. Da? Ideea este că nu există genul guru acum. Dacă ar veni BlackRock-ul, Larry Fink și zice, băi băieți, pentru România vreau să fac o faptă bună, vă zic vouă la cât să vă puneți alarmele. S-ar putea să o greșească și el. Înțelegeți? Piețele financiare sunt piețe ale probabilităților. Nu sunt piețe ale certitudinilor 100%. Da, domne, 100%. Ok, și dacă Fed-ul nu taie rata dobânzii în septembrie și dacă S&P-ul, nu știu, crășuiește rău și dacă unii trag o rachetă unde nu trebuie din greșeală și începe nu știu ce și dacă încep restricțiile și balamucul că, domne, că pandemii sau whatever. Dar sunt foarte multe lucruri care pot schimba dinamica a ceea ce se întâmplă în această piață cripto. Sunt foarte multe lucruri care vă pot tulbura, vă pot strica liniștea. Dar, dacă ai un plan făcut, dacă ți-ai setat un target, probabilitatea ca noi să avem o bubuială în octombrie, noiembrie, este una extrem de ridicată. Și aici vorbesc din discuții avute cu oameni, poate importanți implicați în piața cripto externă, în instituții mari, da? Cu care am discutat. Rămâne de văzut. Dragilor, pe marketoshi.ro vă așteaptă câteva oferte interesante la zboruri private, da? Avem cel mai apropiat zbor, este 24 august și mai avem încă un 31, stați așa. Să vă spun ce zboruri avem. Deci avem așa, 21 august este mâine, da? Un zbor cu acest Citation XLS, care are 7 locuri, de la Olbia la Băneasa. Dacă nu se rezervă astăzi, îl scoatem. După care cel mai apropiat este pe 24 august un Salonic Băneasa, după care avem 25 august Bodrum Băneasa și pe 31 avem Băneasa Bodrum și 28. Da? Deci vom lista în fiecare săptămână sloturile de la partenerii noștri cu care colaborăm. De asemenea, vă atrag atenția, faceți-vă planurile investiționale pentru că avem Qatarul. Aici este pus doar un singur anunț, însă în Qatar avem sute de oportunități. Însă ăsta este cel mai hot al momentului, apartamente într-un waterfront, într-un tower, un turn aflat pe malul apei, într-o zonă similară cu Palm Dubai. Prețurile sunt fabuloase pentru oferta de acolo. Planul de plăți este cel mai interesant. Se plătesc 35% în primul an, după care se plătesc restul de bani timp de 6 ani. Adică e un payment plan de 7 ani. În cei 6 ani nu plătiți dobânzi. Atenție, taxele sunt extrem de prietenoase în Qatar. Qatarul se va dezvolta similar cu Dubaiul în anii ce urmează.